va veni alături de mine pe scenă și alături de dumneavoastră o fată minunată de pe fisura Dunării. O voce caldă, o voce originală, poate printre cele mai originale voci care le-am auzit eu. Vorbesc de stilul ăla minunat, bătrânesc, cu care am crescut noi, românii. Românii adevărat care am umblat pe vremea lui Ceaușescu mult afară, dar n-am zăbovit o clipă să avem gândul de a rămâne afară. Ne-am întors în țara noastră minunată. Vă vorbesc din suflet tot ce vă vorbesc acum. Maria Garaș. Maria, îți mulțumesc din suflet. De fiecare dată când apelez la Maria, îmi este alături. Îți mulțumesc din suflet și îți doresc mult succes. Dumnezeu să-ți dea sănătate și tot ce-ți dorești în lumea. Mulțumesc frumos și eu vreau să vă doresc la mulți ani și bine m-am găsit și să știți că am avut mari emoții și încă am. Dar când am auzit că m-a zis fată, domnul Traian Barbu, parcă m-am mai încălzit și o zis că am și vocea caldă. Ne scuzați pentru toate gafele, vă rog să mă credeți că eu fiecare cuvânt și fiecare respirația mea vă dau cu toată dragostea, atâta pot să fac. Mulțumesc!
Am văzut mereu. Mulțumesc din suflet pentru că mi-ai fost alături. E un mic simbol din partea mea, dar vreau să-l păstrez cu stețe și vreau ca să fii colaborator câți ani vom avea. Tu și soțul tău, Nistor, că vreau să amintesc de soțul Mariu, om deosebit. Soțul este la Atos, anul trecut a fost alături de noi. Îți mulțumesc din suflet, Mariana. Aplauze pentru această fată minunată. Tot fată.